Cum puteți observa, în fața mea se află un borcan în care se află niște nisip. Cred că acum vă întrebați. Teodor, astăzi vom vorbi despre nisip? Ei bine, răspunsul meu este nu. Ia priviți. Astăzi vom vorbi despre coropișniță. Mă aflu în județul Dâmbovița, în satul Izvoare, unde, noaptea trecută, cu o cunoștință de-a mea, am mers să întorc niște pietre și bușteni, sub care am reușit să găsim o coropișniță, pe care o să vă prezint în minutele următoare. Coropișnița poate fi găsită în zone cu sol nisipos sau pământ. Distribuția este în Africa de Nord, vestul Asiei și Europa. Dimensiunile sunt între 35 și 46 de milimetri. Culoarea femelei este maro, iar a masculului este la fel ca a femelei. Dieta coropișnițelor este formată dintr-o gamă variată de nevertebrate și rădăcine diferitor plante. Adulții și nimfele pot fi găsite de-a lungul anului în tunele subterane care pot atinge adâncimea de până la un metru. Acum veți vedea cât de bună săpătoare este coropișnița. Cred că vă întrebați cum poate această insectă din familia greierului să sape. Ei bine, vă voi explica în următoarele momente. Această abilitate uluitoare a coropișniței de a săpa se datorează anatomiei sale. După cum unii dintre voi foarte bine știu, fiecare insectă are câte un cap, o pereche de antene, doi sau mai mulți ochi, un torace, un abdomen, niște mici cârligașe la fiecare picior și trei perechi de picioare pe fiecare parte, iar unele dintre ele au chiar și niște aripi. Iar această abilitate se datorează picioarelor din față ale coropișniței, care au evoluat să fie un fel de lopeți cu care să împingă pământul sau nisipul din fața insectei pentru a reuși să sape. Pentru că acum știți cum funcționează această abilitate uimitoare a acestei insecte extrem de interesante, cred că vă puteți imagina cât de rapid poate săpa coropișnița. Și ca să vedeți timpul exact efectuat de această insectă în timpul în care sapă, vă voi pune și un cronometru în colțul din dreapta. Impresionant, nu-i așa? Această coropișniță s-a îngropat complet în pământ în mai puțin de 20 de secunde. Mai exact, în 19 secunde și 78 de sutimi.